Cred că toate expozițiile au valoare, deci nu contează dacă vorbim de artiști emergenți sau artiști deja consacrați, însă, în special pentru cei tineri, este un pas extrem de important, pentru că arta este făcută pentru a fi privită. Pentru tinerii artiști este extrem de important să ajungă în fața publicului. Sunt efectiv dependentă de ce îți oferă zona aceasta de artă. Adică dincolo de faptul că îmi place să trăiesc cu artă lângă mine, adică un spațiu fără artă mi se pare un spațiu fără suflet, e ceva gol. Vin din zona editorială, am terminat litere și am făcut un master în publishing și cred că atunci de fapt a fost implantată sămânța acestei pasiuni, pentru că am făcut lucrarea de dizertație sub forma unei reviste culturale pe Europa de Est. Și am ajuns la un moment dat, desigur, la artele vizuale. Am rămas absolut uimită de puterea pe care un proiect artistic o poate avea asupra oamenilor. A obișnui oamenii cu artă înseamnă a sta la dispoziția lor într-un fel și de a intra cumva într-o comunicare reală, adică nu hai să-ți servesc povestea acestei lucrări, că nu mă ajută la nimic. În primul rând că fiecare lucrare își are finalitatea nu în atelierul artistului, ci în fiecare dintre cei care ajung să privească lucrarea respectivă și să se angajeze într-un soi de contract vizual și nu doar vizual, de înțelegere a ce se întâmplă acolo. Apropierea de artă este un act foarte intim. În ceea ce privește încurajarea tinerilor artiști, acum, dacă la începutul anilor 2000 nu aveau absolvenții niciun spațiu de expunere, acum lucrurile nu mai stau așa, da? Însă ce a apărut este competiția. E vorba de răbdare, de autodisciplină, de asumare a unei potești destul de complicate și alambicate. Din aproape în aproape lucrurile se construiesc, însă ca în orice altceva în viață trebuie anduranță și hotărâre în direcția respectivă.